Așa cum am cântat cântarea anterioară, noi am venit în locul acesta să ne bucurăm în cântare, în rugăciune și chiar și în cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a lăsat scris pe paginile acestei cărți. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în această dimineață a rânduit timpul acesta în care să putem veni înaintea Lui cu cererile noastre, să putem veni înaintea Lui cu jertfele noastre de laudă și să-i aducem mulțumire prin toate jertfele pe care le vom aduce pe altarul Lui. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a rânduit sănătate în trupurile noastre, ne-a binecuvântat cu acest dar minunat al sănătății, pe care mulți îl desconsideră. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu căci ne-a făcut harul acesta să putem fi prezenți în casa Lui și dacă Dumnezeu a rânduit să fim în locul acesta, nu ne-am adunat așa cum spunea și Apostolul Pavel să ne facem mai răi, ci să ne facem mai buni. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am vrea ca la această primă rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu să aducem mulțumire pentru faptul că ne-a binecuvântat. Ne-a binecuvântat și cu frații Musafir, pe fratele Ovidiu și soția, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să reverse har peste jertfele pe care le va aduce înaintea lui Dumnezeu. Și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste timpul acesta pe care îl vom petrece împreună. Și ne vom bucura împreună în prezența lui Dumnezeu. Deci așa cum am spus, mulțumim lui Dumnezeu și cerem binecuvântarea lui totodată. Amin.